Роля, вы рок на потенциал. Все. Discours en français et en anglais, et monsieur Stratter va traduire le discours. Donc d'abord, je voulais remercier tous les spectateurs, mais aussi évidemment Radu, toute son équipe d'acteurs, de techniciens, et puis monsieur Jérémy du CNC et monsieur Marc Gineano de OKWH Studio. Dear Radu, dear guests, dear spectators, dear. Actors, technicians, Mr. Jeremy from the CNC, Mr. Marc Gineano from OKWH Studio. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Măsăr tuturor, măsăr Radu, măsăr oaspeți, măsăr dragi invitați, măsăr domnul Gineano, domnul Gineano și domnul Jeremy. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu alături de voi la acest eveniment. La proiecția filmului de scurt metraj de ficțiune realizat de la Dușan Bey, care se numește Copacul. Ok. Alors, pourquoi je suis si heureux? C'est pour pas mal de raisons. La première, déjà, c'est d'avoir financé ce film, ce court métrage que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça a été aussi votre cas. First of all, the French Embassy helped to make the film, so I'm very proud of this. Because I enjoyed the film and I hope you enjoy also the film. În primul rând, aș vrea să menționez că ambasada franceză a finanțat această proiecție, acest film al lui Radu Jean Bey. Ce film a été sélectionné dans le cadre d'un concours documentaire avec le CNC, mais aussi la Coopérative Suisse, entre autres, et l'Union Européenne. Pentru a demonstra cât de motivat este Radu, aș vrea să menționez că el l-a convins, de fapt, juriul cât de motivat, pasionat și comunicator este, pentru ca să-și demonstreze pasiunea pentru natură. Și după, cu părerea de rău, am fost eu în juriul, dar după discuțiile cu el am înțeles de ce acest proiect a fost selectat pentru finanțare. Sper că exemplul lui Radu, determinarea lui, pasiunea lui, va convinge alți tineri din Republica Moldova să-și demonstreze proiectul de plan personal pentru a demonstra viziunea frumuseții naturii atât în țara lor și pentru a demonstra că trebuie să facem tot cine este în puteri pentru ca să păstrăm natura. Aș vrea la fel să mulțumesc tuturor membrilor în echipă care au depus un efort foarte mare pentru a realiza acest film și acest fapt se observă în proiecție. So I want to thank all the team who participated in this film. Je souhaite au film, en tout cas, un grand succès, long vie. J'espère qu'il sera vu par le plus de monde possible en Moldavie, mais aussi ailleurs, dans des festivals et dans des pays voisins, par exemple. Eu îți doresc un mare succes cu filmul respectiv, un lung parcurs și sper că el va fi proiectat nu doar în Republica Moldova, dar și în alte țări, în toată lumea. So I wish this film a great success and a long life, hoping that it will be seen by many people and participate in many documentary short movie festivals, sorry. Not only in Moldova, but also in other countries in the region or all around the world. J'espère que c'est le début d'un grand succès pour l'équipe aussi, les producteurs, les acteurs, et pour le film, évidemment. Consider que acesta este un succès foarte mare pentru Radu și pentru întreaga echipă și, în general, pentru film. Once again, congratulations for all the team. Tușmat, mă că spală să vă lume unde ești. Arătați-mi de aici, doar. Și-a nimic în gândi. Nu-i? Este, de oameni este. Da, vă rog, bravo. Mai am și eu o întrebare?
Și să vedeți în ultimii gadgets cum schimbați culoarea spre albastră foarte mult. Unde domnul Terentiev mergea, schimba foarte rapid nuanțele calde cu cele reci. Lucian, nu știu să spun. Lucian poate să spun mai bine, cred, nu știu dacă este, dar da. El este, dar nu știu cum este. A fost o decizie comună, mi-aș fi Lucian, e seara acolo. Și cumva e și sfârșitul istoriei, cumva, e sfârșitul povești. Unde Ronin, care e ultimul urmaș a tuturor generațiilor care au trecut pe ecran, e ultimul, Ronin Fusă. Cald, că e trecut cumva și memoriile noastre, mereu când ne gândim la tăți, sunt foarte calde, cumva. Chiar memoriile urâte sunt memoriile pozitive, noi le privim cumva și le dau o cultură cumva să puteți. De-aia și-a fost imaginea colorată mai galbă. Iar albastru, pentru că e realitate, pentru că e ultima scenă din timp care, într-adevăr, e reprezentat prezentul. Cam așa. Mulțumesc. Marcel Dor. Bună seara. Seara. Mulțumesc mult tuturor care au... Wow, ce voce! Mulțumesc mult tuturor care au ales în seara asta să fie alături de noi. Mulțumesc mult lui Radu că eu aveam textul scris, da? Știi cum fac ăștia cum zic la Oscar? Eu aveam textul scris, da? Deci, mulțumesc mult tuturor că ați ales în seara asta să fiți alături de noi și să vizionați filmul ăsta. Eu nu l-am văzut până azi. Azi a fost o premieră pentru mine, am văzut numai două bucățele atunci când am pus vocea. Între timp, de când s-a filmat filmul până azi, eu mi-am pierdut tata și filmul pentru mine azi a căpătat un pic altă rezonanță decât bănuiam eu că o să aibă. M-a atins altfel decât voiam eu să mă atingă, dar despre asta nu vreau să vorbesc, că nu suntem la psiholog. Și vreau să vă zic că, nu știu, vreau să mulțumesc lui Radu că m-a ales pe mine să joc pe filmul ăsta. Eu credeam, mă temeam că o să fiu mai puțin timp de ecran, dar am zis că e mai mult de jumătate de film. Mulțumesc că în scenariu, de fapt, apăream acolo așa două momente. Bun, da, asta e și vreau să luăm și pe colegul nostru, Cătălin, cel mai înalt din echipa noastră, să ne spună și el ceva. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc că ați venit și ați avut încredere în producția lui Radu și vă rog din suflet să aveți încredere în continuare. Eu pentru că eu sper să auzi de fericite Radu. Dacă nu mai aveți întrebări, vă rog chiar să... Am o propunere foarte bună. În parte n-am nicio problemă, în parte n-am nicio problemă. Dar cu anul tare, este doar lucrurile de peste. Sau un tur prin toate școlile. Da. Mai aveți trebuie? Și atunci când știam că lucrează la ceva, eu, dacă sincer, nu bănuiam că o să iasă ceva atât de bun, cu un mesaj atât de puternic și cu un impact atât de mare. Radu, fericitări și fericitări întreaga echipă. Chiar un film foarte, foarte bun. Bravo! Aplaudăm mai din voi, doamne, din voi, de primire, doamne, și aplaudă. Și foarte important, feuctist. Nota 10, prima de tot cravată, bravo. Nu, bunesc, bravo pentru producție. Dar, într-adevăr, să țin și eu să spun lucrul ăsta. Mersi tuturor membrilor echipei. Pare rău că nu sunt toți azi, lucrează. Mulțumesc lui Lucian Spătaru, un operator care își ia meseria foarte serios, un profesionist în devenire, cred că dacă se țină de meserie, va deveni mult de ce. Chiar asta nu, nu știu dacă este sală sau nu, dar mersi de ce. Actorilor, rolii, mersi pentru încredere, Cătălin pentru încurajare, Valentin Zorel, Nicolae Jurescu, cred că merită menționați chiar dacă nu se ați și lucrează cu veriții. Feoctis Cărățului pentru producție, soare, cât am bătut la cap tare mult. Nu știu ce să facem de parte, dar... Iată, mi-ați luat ceori în vinul, concord. Da. La filmare nu o să te...
Și mersi pentru prezență. Eu spuneam efectiv când am avut ideea să proiectăm filmul că e necesar să fie doar centru serii cumva să fie plin, să vă văd prin colțul, asta e foarte frumos și uimitor pentru mine. Așa că mersi mult și... Mulțumesc frumos! Rămâneți de locul să proiectează! Da, și urmează filmul. Domnul Mărgineanu, vă cuvântul, să rog. Domnul Vișin Mărgineanu ne-a ajutat astăzi la proiectarea filmului, prin el.